Salutare! În acest mini tutorial instalăm SuperVRT pe un router compatibil cu OpenVRT, cum ar fi TP-Link MR3420 versiunea 2. După ce ne asigurăm că routerul e pornit pe o sursă de alimentare stabilă și nu avem probleme cu energia electrică unde suntem, descărcăm SuperVRT pentru prima instalare de pe site și salvăm un computer. Navigăm apoi în interfața originală de la TP-Link, în meniul System Tools, apoi la Firmware Upgrade, unde selectăm fișierul pentru prima instalare și dăm click pe butonul de upgrade. Da, adică OK. Timp de câteva minute, routerul va rescrie memoria flash cu noul firmware, după care se va restarta automat. Foarte important să nu întrerupem alimentarea routerului în toată această perioadă. Altfel, trimitem în garanție sau va trebui să-l desfacem să ne conectăm cu un serial la el, ceea ce e destul de complicat pentru foarte mulți dintre voi. Putem lăsa chiar un ping să observăm când se restartează routerul. Dar ar trebui să dureze prea mult. Deja s-a restartat routerul. Dacă ne conectăm pe wireless după prima instalare, atunci alegem în lista de rutere din vecinătate pe cel cu www.supervrt.eu cu parola SuperVRT, urmând să modificăm apoi dacă dorim parola de acces la wireless. După ce am obținut o adresă IP via DHCP, putem să ne conectăm pe interfața WebLook și să schimbăm parola de acces. Testăm cu un ping, răspunde routerul. Și dacă accesăm interfața WebLUCI. Prima oară nu ai nicio parolă setată de root, nicio problemă, dăm click pe login direct și apoi pe Go to Password Configuration. Introducem parola noastră, click pe Save and Apply. Și noul router cu o SuperVRT e gata de configurări și de alte modificări mai departe.